De 16 ani, în preajma sărbătorii Sfintei Parascheva, în orașul Năvodari, are loc procesiunea în cinstea Sfintei Cuvioase de la Iași. Pentru credincioși a devenit o tradiție participarea la pelerinajul pe străzile din orașul de la malul Mării Negre. Sfânta Cuvioasă Parascheva este ocrotitoarea orașului Năvodari și a celei mai vechi biserici din localitate. Astfel, în ajunul sărbătorii Sfintei, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba vecerniei unită cu litia, urmată de tradiționala procesiune. Sfânta Parascheva a călătorit cu noi în această procesiune. S-a făcut slujbă și în biserică am făcut rugăciuni de mijlocire. Sfânta Parascheva este Maica rugăciunilor, a evlaviei, a credinței și dragostei de Dumnezeu. Născută din părinți credincioși și bogați, iată ea a înțeles de mică, după ce la 10 ani mergând la biserică cu mama sa a mers și până atunci, dar atunci ascultând Evanghelia mărturisitorilor, s-au umplut de lumină, de dor după Dumnezeu și de dragoste de a face voia lui Dumnezeu. Să fiți fericiți că s-a ales acest hram, această ocrotire a Sfintei Parascheva la biserica aceasta, prima biserică din orașul acesta, și s-a dăruit numele Sfintei Parascheva și orașului acesta ca ocrotitoare. Fiecare să o pomeniți pe Sfânta Parascheva în rugăciunile dumneavoastră și dimineața și seara, pentru că este ocrotitoarea fiecăruia din cei ce locuiesc aici în orașul Năvodari. Cu siguranță Sfânta Cuvioasă Parascheva a zâmbit de acolo, de lângă tronul ceresc, pentru noi toți care, iată, am adus prin nos de cinstire și de mulțumire și împreună cu înaltă Sfinția sa ne-am rugat o toți în același loc, în aceeași trăire. La final, părintele Gheorghe Cotorogea, coslujitor al acestei parohii, a fost hirotesit iconom stavrofor. Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din Năvodari a luat ființă în anul 1975 din fostele filii Năvodari, Mamaia Sat și Peninsula, ale parohiei Valea Neagră.